4 tone de deșeuri metalice au fost confiscate în decursul zilei de astăzi, în timp ce erau transportate cu o autoutilitară pe DN6 în localitatea Arginești. Autorii sunt 3 bărbați din orașul Strehaia care nu dețineau documente de proveniență. 3 bărbați de 20-21, respectiv 63 de ani, toți din orașul Strehaia, au fost prinși în flagrant în timp ce transportau cu o autoutilitară pe DN6 în localitatea Arginești aproximativ 4.000 de kilograme de deșeuri metalice pentru care nu dețineau documente de proveniență. 10.08.2021, polițiști din cadrul secției 5 Poliție Rurală Strehaia, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au depistat 3 bărbați de 20-21, respectiv 63 de ani, toți din localitatea Strehaia, în timp ce transportau cu autoutilitară pe DN6 în localitatea Arginești cantitatea de aproximativ 4.000 de kilograme de deșeuri metalice pentru care nu dețineau documente de proveniență. Bunurile au fost ridicate și predate în custodie unui centru de colectare a deșeurilor metalice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Bunurile au fost ridicate și lăsate în custodia unui centru de specializări de colectare a deșeurilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.